Whoa. Yeah, yeah, yeah. Stop. Finally here. Fuck, deodată am avut un lapsus și am uitat lyrics din Donkey Kong. Two player team, Mihai. Da, two player team. Stai, a, deci am început cu... Da. Wow, am avut. Ah, he's finally here, performing for you. If you know the words, you can join in too. Du-te, du-te în stânga puțin, du-te în stânga, că poți să te duci înapoi în casă și un secret. Mă rog. Nu asta. Aici e story. Sunt confuz. N-are bananele, au fost furate. Asta e story. Ok, stânga sus. Ai și uitat deja? Ok. Mă, nesimțitule. Ce? Așa, vezi? O viață în plus. Oh, viețile-s baloane? Da. Wow. Baloanele-s vieți. DK! Donkey Kong! Oh, ce-i asta? You... Coconut Gun! Ok. Asta a fost rapid. Deci, nu e ca și în Mario, atunci când mor e rândul meu și așa. Tu mă salvezi dintr-o... Ai văzut dintr-un butoi? Bă, am văzut un balon, numai eu? Da, și eu l-am văzut. Deci găsești butoaie și când găsești un butoi mă spunezi, știi? Da. Aaaa! Păi, 5 baloane. M-au prins în colț, ai văzut? Da. Adică m-au prins între ei. Tu te-ai prins în ei. Ok, da, uite, mă spunezi. Când mor, eu continui. Când eu mor, tu continui. Bla, bla, bla. A, deci acum e doar... E la minte... Stai, sus era un balon. Ai văzut și tu? Da. E la mintea cocoșului. Deci stai, acum te... ăsta e gen... Donkey Kong AI. Nu pot să... Ce? Nu puteam să ajung pe copac. Am o presimțire bună în legătură cu jocul ăsta. De asta n-am vrut să-l joc. Oh boy, momentele care le vom avea cu jocul ăsta. Oh, nu. E un pattern, ok. Pur și simplu, Game Daddies e canalul tău, doar că eu sunt un guest continuu. Cam așa ceva. Ce zici, am făcut o treabă bună, merit un pat on the back. Da. Kong! Yeah! Kong! Da. Dar totuși, de ce nu vrei să jucăm jocul multiplayer? Tu te-ai tâmpit rău la cap. Nu, dar nu, mă refer gen care sunt doi. Dar... Pentru a, te referi nu-i... să nu fii un fel de turn-based multiplayer? Da. Că asta mi-a venit pe moment. Suntem în criză de... Suntem în criză de episoade. Avem o listă de 1000 de jocuri. Găsim noi. Băi copile, tu mai ai și pretenții? Bă, ce? Wow. Ei... Și cum zici tu, am avut probleme cu perspectiva. Câte secunde de gameplay crezi că ai avut până acum? Vreo 2 minute? Păi filmăm de cam 4 minute, deci... Atunci vreo 30 de secunde. Wow, eu chiar am făcut... Fucking shit! Oh my god, ce chip a fost aia! Ce chip la milimetru! Mihai, don't fuck this up! Don't fuck it up! Nu pot să fac profile out. Sar peste, așa, frumos, nice and easy. Doar sar peste, ok? Până găsești un butoi! Oh my god! Acolo sus, Mihai! Așa se simte fericirea.
Nu știi cât de fericit mă simt că ai ajuns până la butoi. We... Kang! Oh. Ce-s cu banalele alea acolo? Banalele? Banalele. Aparent noi suntem un podcast bun de adormit. Andreea a zis asta... Da. Nu acum. Nu acum. A, faci clarificare pentru Andreea, pentru că doar i-a ascultat? Da. De ce zici asta? Doar acum. Pentru că acum e episodul. Fuck! Oh, nu pot să cred că a fost atât de cheap. Ai văzut și tu. Ai văzut și tu. Da. Am amintit de Andreea. I-am promis astăzi, a comentat pe un video. Ce a comentat? Știi că am zis noi că nu se mai uită probabil. Așa. Și s-a supărat. Și i-am zis că ca să mă ierte, o să îi scriu un eseu de 1000 de cuvinte despre ea. Așa că o să-l spui? Da, o să-l spun în episod. Și i-am promis. M-ai salvat pe mine de a vorbi. Go on. Andreea? Ești cea nu mai... Prea... Da, nu prea ajută ce se întâmplă. Andreea, ești cea mai minunată persoană pe care am întâlnit-o în viața mea. Zâmbetul tău mereu îmi face ziua mai bună. Uite și butoiul. God fuck. Cumva o să fie un flashback la Boogerman și nu trecem de nivelul 2. O să trecem. La câte cuvinte crezi că am ajuns? 50. Încă puțin. Ce să mai zic, Mihai? Ce ar trebui... Ai putea spune chestii gen nu ne-am văzut de mult și poți să devii puțin cheesy și să zici că... Ok. Stai, nu! Poți să devii puțin cheesy și să zici că oricum fiecare clipă care nu e petrecută împreună cu ea e prea mult. Când nu sunt alături de tine, mereu ești în... Jesus fucking... Mihai, ce dracu! Ți-ai aruncat controllerul. Din greșeală mi-a alunecat din... Da. Fucking retard. Cred că nu mai am control asupra jocului. Da. Fuck. Nice. Mihai, ai control? Da. Ah, nice. De ce suntem așa praf? Pentru că de ce mereu eu sunt praf când filmez, mă emoționez în fața publicului? Eu sunt praf acum. Nici măcar nu-i vorba de public sau ceva, eu sunt doar praf. Da, și mie nu știu cum mi se întâmplă mereu când filmăm. Da, atunci când e important să uită lumea, nu doar eu sau nimeni. Ok. Andreea, clipele în care nu le petrec cu tine, tu oricum ești în inima mea mereu. Ochii tăi... Ai putea să pui... Ar trebui să faci meme-ul ăla cu harta. Ce meme? Cu puștul ăla care arată spre hartă și după aia spre inimă, că gen... Acolo se află Andreea. Păi... Asta e un meme sau un adevăr? E... un meme adevărat. Dar nu e un meme din ăla hashtag relatable. E doar un adevăr. Da, e adevărat. Ai atât de multă brânză, dar nu vrei să o împărtășești și cu alții. Sunt așa cheesy.
Dar exact asta vrea să audă Andreea. Exact, dar momentan nu ai zis nimic ca atât de cizi. Hei, Andreea, știi ce mai sunt castelele? Și de ce? Dinții tăi, pentru că sunt galbeni și îndepărtați. În episodul următor!